Hei, salut! Bine v-am găsit la prezentarea exterioară a noului Mercedes-Benz GLE, SUV-ul deja arhicunoscut cu o istorie de mai bine de 20 de ani, care va ajunge și la noi în țară la începutul anului viitor. Hai să ne uităm mai îndeaproape la el. Așa arată din față, destul de mult schimbat la exterior față de vechea generație, măcar mie mi se pare că aduce ceva mai mult cu A-Class, de acolo de unde mi se pare că împrumută cel puțin stilul în care au fost desenate farurile, adică pe cât este de masivă această mașină, că totuși cântărește peste 2 tone și este un SUV de mărimi mari, mie mi se pare că arată chiar simpatic, însă ce mi-atrage imediat atenția la detaliile exterioare, este acest logo imens cu Mercedes. Este cât palma mea, iar eu nu sunt chiar atât de mic. Grila cu o simplă linie care taie pe jumătate. Această grilă altfel destul de avansată care se poate închide automat la viteze mari. Și acele puncte cromate care mai adaugă un pic de dinamism acestui design. Dar deja încep să vorbesc în termeni aproape medicali. Iarăși câteva elemente aici false de aerisire, mai puțin partea de sus aici și un soi de flapsuri care pot redirecționa aerul în lateralul mașinii ca să facă mai eficientă. Evident, fiind o mașină mare, trebuie să taie aerul cu ușurință și așa apar tot felul de astfel de elemente de design. Iarăși, cum ar zice și George despre capotă, avem această nervură, această umflătură în capotă, i se mai spune și Power Dome, să te anunțe că sub capotă este un motor mare. Aici avem varianta GLE 450 4MATIC, benzină, 6 cilindri, dar evident că va putea fi cumpărat și cu un diesel cu 4 cilindri, așa cum am văzut și la vechea generație. Ne mutăm ușor în lateral, fără să încurcăm alți colegi care se îngrămădesc să filmeze această mașină. Avem jantele negre cu accente gri și jantele, dacă țin bine minte, pot ajunge până la 22 de inci, așa cum se vede acolo. De altfel, pe aceste jante scrie și AMG, dar pe variantele de bază ale lui GLE, probabil pe motoarele de 4 cilindri diesel, poți să pui și jante de 18 inci. Depinde foarte mult cum vrei să fie această mașină folosită, mai mult în off-road sau mai mult pe drum, deși în off-road nu cred că este cazul. Din lateral, linii simple, cu excepția acestor muchii drepte de pe aripă, iarăși nu știu dacă au un rol neapărat aerodinamic, dar face ca mașina asta să pară mai puțin mare decât este în realitate. O să închid acum un pic ușa colegului meu din Asia, care vorbește acolo de zor. Iarăși destul de simplu și din lateral. Însă aceste praguri nu sunt acoperite de ușă, așadar te vei murdări și tu când o să urci după ce ai făcut un pic de off-road. Hai să vedem și din spate cum stă mașina asta. Cum se stă în mașină, dar nu am loc deocamdată. Foarte interesant pentru pasagerii locului din spate. Avem comenzi pe ușă pentru reglarea banchetei. O să dau mai în față sau mai în spate. Mă mut acum pe coleg. Sau pot să rabatez... să înclin, de fapt, bancheta de aici. Materiale de cea mai bună calitate, nu cred că mai are rost de discuție după 20 de ani de MLE, GLE și așa mai departe. Cei de la Mercedes s-au învățat să facă interioare excepționale. Ne mutăm în spate acum, unde avem un portbagaj absolut uriaș, evident, pentru o mașină atât de mare. Noul GLE este mai lung. Iar, de exemplu, pasagerii din spate câștigă aproape 7 cm la genunchi și încă vreo 3 cm spațiu la cap. Aș fi vrut să vă arăt, nu știu la ce se uită nenea de acolo. O să închid de aici Ionul ca să vedem spatele noului GLE. Și aici, iarăși, avem o schimbare absolut radicală. Formele acestei mașini din spate, cel puțin, mi-aduc aminte de o combinație între GLC și A-Class.
Stopurile noi sunt absolut superbe, aceeași formă de picătură pe care am văzut-o și la A-Class și cu niște noi semnături aici pentru luminile de zi de pe spate. Sunt două forme geometrice acolo independente, GLE450. Iarăși linii simple în spate și cu evacuări care nu sunt false, evident, și un difuzor care ascunde acolo și un cârlig de remorcare, evident, opțional. Și acolo este și cârligul de remorcare care poate să iasă la buton. Lunetă foarte mare, asta înseamnă că o să ai vizibilitate foarte bună și foarte interesant ce acești stâlpi îmbrăcați în plastic, ca să-ți dea senzația asta că mașina este făcută dintr-o bucată și linia asta mi-aduce aminte de prima generație a lui GLE, adică MLE cum era pe vremuri. Și de sus, trapă panoramică, evident. Acestea sunt comenzile de la ușa șoferului. Uite câte butoane sunt. Nu sunt mașini pe piață care au atâtea butoane pe bord câte are GLE pe ușă. Evident, pentru reglaj de scaune, aici pentru geamuri, butoane din aluminiu, foarte plăcute la atingere, Burmester acolo, ventilație și încălzire în scaune, nimic nou. Însă ce este special la aceste scaune? Au un sistem care se numește Seat Adapt și care își reglează automat înălțimea după șofer, dacă ai bifat această opțiune, acolo un head-up display, care are o rezoluție de 720x260 pentru cei pasionați de tehnologie. Hai să ne mutăm și la interior, unde putem să vedem și mai bine schimbările de la noul GLE. Două ecrane de 12,3 inch, unul pe partea centrală, zona multimedia, și încă unul pentru zona de vitezometru, rezervă de combustibil și așa mai departe. O planșă de bord altfel destul de curată. Îmi place cum au integrat aceste două ecrane. Sunt aceste fante aici, în stânga și în dreapta. Volanul și el mi se pare că este nou, nu l-am mai văzut până acum pe la un model de Mercedes. În schimb am văzut aceste controle cu touchpad ca la BlackBerry, dacă vă aduceți aminte. Patru guri de ventilație aici, iarăși destul de noi în gamă, și butoanele cu care ne-am obișnuit deja, adică dacă ai avut până acum un Mercedes-Benz, te vei simți ca acasă aici în GLE, dar totuși este o mașină destul de mare, deci ai putea să-i spui că este a doua casă fără probleme. Spațiul la cap de care spuneam, spațiul la genunchi de care spuneam, foarte mult loc și domnul din stânga mea se lăfăie în confort aici. Îmi plac aceste două mânere de aici, ca să te poți ține bine în off-road, deși nu e cazul, există un sistem foarte avansat de suspensii care detectează drumul din față și poate să regleze mașina ca atare. Sistemul de control de la GLE este nou, l-am mai văzut până acum pe A-Class, de exemplu, se numește MBUX și este o interfață ușor de utilizat, ușor de înțeles, se mișcă ca un smartphone, se mișcă și se încarcă foarte bine. Așa, de exemplu, se vede partea de navigație și pot să dau zoom in și zoom out de acolo. Sau pot să vorbesc prin comenzi vocale cu această mașină, să-i spun că mi-este cald și să scadă automat temperatura. Din partea stângă se poate regla duritatea suspensiei, iar de aici înălțimea. Evident, avem suspensii pe aer, ESP și assist pentru coborârea în rampă. Aici trecem cutia pe manual și de aici se mai poate regla modul de condus, de la dinamic până la confort, eco și așa mai departe. Și vedem spațiile de depozitare, o cotieră absolut uriașă, încape aici o sticlă de jumătate de litru fără probleme. Materiale foarte bune, avem evident piele pe bord și în partea de jos. Nu ai materiale tari la atingere, absolut deloc, nimic de proastă calitate la vedere, evident. Deci aici o plasă de metal foarte mare, aici probabil se ascunde o bună parte din sistemul de sonorizare, reglat în așa fel încât să trimită sunetul din parbriz înapoi în cabină, la așa cum ar trebui să asculti muzica într-un Mercedes scump. Aici avem partea de parfum, loc aici de depozitare catifelat. Da, cum spuneam, materiale de foarte bună calitate. Hai să mergem și în spate.
foarte, foarte repede și în spate. Uai, cât loc am aici. Foarte mult loc la picioare. Foarte mult loc și la cap. Trebuie să mă întind un pic ca să pot să ating plafonul. Cum spuneam, avem comenzi aici pentru bancheta din spate. Înclinație, bancheta pot să dau mai în față sau mai în spate. Inclusiv pentru tetieră. De cam atât de mult pot să înclin bancheta, aproape că mă strânge. Să pot să las pe spate, să mă simt ca la business class. Evident, pe acest model, de acum pot să comand și un al treilea rând de scaune, acolo în spate, încă două locuri pe drumuri scurte. Nu știu cum se va sta la drum lung, nu pare să fie chiar atât de mult spațiu, evident sacrifici din portbagaj, iar asta înseamnă că nu este neapărat util la drum lung. Bun, acesta a fost noul GLE care va ajunge la noi în țară la începutul anului viitor. Evident, abia aștept să conduc acea mașină atunci când va apărea. Am filmat cu telefonul această prezentare la interior și la exterior pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să vadă această mașină și m-ar fi încurcat foarte tare să filmez cu o cameră, așa că am preferat să filmez cu telefonul pentru că se vede aproape la fel de bine. Nu uita să apeși pe butonul de subscribe, să ne dai un like și rămâi pe aproape pentru că mai avem și alte materiale de la salonul auto de la Paris. Numai bine!